Da? Bună ziua la toată lumea! Ne bucurăm foarte mult că astăzi avem posibilitatea să ne vedem în incinta Ministerului Mediului cu această ocazie foarte frumoasă și în special cu lansarea expoziției care noi anual o organizăm împreună cu colegii de la Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova și Expo Business Republica Moldova. Avem foarte mare suport din partea acestor două, în partea acestor două instituții și ne bucurăm mult de această cooperare și sperăm foarte mult că și acest an va avea rezultate frumoase și noi vom avea în participanți la această expoziție companiile din Republica Moldova care sunt gata deja să prezinte rezultatele activităților în procesul de implementare a programelor de înverzire a activităților economice pe de o parte și totodată suntem deschiși să primim atât participanți, agenții economici, cât și cetățeni care se interesează ce ar însemna procesul de trecere la o economie verde, ce ar însemna contribuția acestora în aspectele de protecție a mediului și totodată noi suntem deschiși să discutăm cu cei interesați despre pașii care trebuie să realizăm în vederea trecerii la o economie durabilă, la o economie circulară, ca să avem rezultate palpabile pe domeniul protecției mediului. Și aici vreau ca noi să avem posibilitate, în primul rând, să se prezinte colegele, pe de altă parte, să vă prezentăm agenda acestui eveniment, care sunt activitățile care vor avea loc în cadrul acestei expoziții, cum noi, de comun acord, vom participa, vom prezenta mai multe informații și mai multe date și totodată vreau ca noi să avem posibilitatea astăzi să răspundem și la întrebările dumneavoastră. Mult stimate, doamne! Da. Haideți, doamne! Bună ziua, Carolina Chiper, directorul general Centrul Expozițional Moldexpo. Deci, după o pauză mare de circa 10 ani, împreună cu Ministerul Mediu și colegii de la proiect, am venit cu o decizie unică de a relansa expoziția Expo Green. Este o expoziție care se desfășura pe parcursul a 3 zile, începând cu 8 și finalizând cu 10 septembrie, unde pe o suprafață de peste 1200 de metri pătrați vom avea expus peste 30 de companii, inclusiv internaționale, care își vor prezenta aportul, implementarea și modul de utilizare a economiei verzi în activitatea din Republica Moldova. Avem o gamă foarte vastă de produse expuse, pe lângă produsele alimentare eco, sigur, care vor fi și noutățile din vinificații care s-au lansat cu produse eco, vor fi prezenți în standuri, dar cel mai important că vom avea și echipamente pentru reciclare, și echipamente pentru colectarea deșeurilor. Toată gama, și panouri solare, toată gama care include această activitate va fi prezentă pe platforma expoziției. Și scopul de bază ne-a fost propus ca să fie această expoziție să fie o platformă unde nu doar se vor aborda și se vor discuta problemele economiei verzi, unde nu doar vor fi prezentate succesele și realizările companiilor în acest domeniu, dar va fi o platformă unde atât toți agenții economici, cât și consumatorii de rând vor putea lua cunoștință și discuta la direct cu companiile pentru a-și lărgi spectrul și a înțelege cât este de important să ne ocrutim mediul. Plus la aceea, pentru prima dată, va fi o platformă unde instituțiile guvernamentale din domeniul mediului vor fi prezente în cadrul expoziției și fiecare va putea să se apropie și să aibă o comunicare directă în acest aspect. Sigur că ne-am propus și un vast program de afaceri care îl desfășurăm împreună cu colegii de la minister și de la proiect și eu cred că doamna Veronica va da detalii mai multe. Da, mulțumesc foarte mult! Veronica Herța, director executiv Green City Lab. Ca să fac o mică introducere, Green City Lab este o platformă care a fost creată de UNDP Moldova, este o platformă angajată în promovarea unui mediu urban durabil și a unor practici ecologice de durată pentru Republica Moldova.
Prin intermediul proiectelor pilot pe care le-am realizat, Green City Lab a reușit să creeze acele punți de comunicare dintre autoritățile publice, dintre societatea civilă, dintre mediul de afaceri, iar grație inclusiv acestor punți, iată că suntem astăzi aici în calitate de partener la organizarea acestui frumos eveniment Expo Eco Green 2023, care ne dorim să fie o experiență de neuitat și astfel cum au spus și colegele anterior, să creeze, să fie o platformă de comunicare între toți cei interesați. Suportul venit din partea Green City Lab este grație aportului proiectului tehnologiile viitorului din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, astfel încât a reușit să punem umărul și să venim cu expertiza în vederea unei bune organizări a acestei expoziții. Ce o să fie în această expoziție? În cadrul acestei expoziții, în calitate de invitație, vom avea întreprinderi și ONG-uri cu un spectru extrem de diversificat de activitate. Dacă ar fi să luăm domeniul mediului, spre exemplu, pornim de la producători de stații de epurare a apelor uzate, de la tehnologii de compostoare a deșeurilor organice, până la drone cu ajutorul cărora pot fi efectuate intervenții în agricultură sau poate fi asigurată o bună gestiune a spațiilor verzi în orașe. La fel vom avea și panouri de construcție din cânepă industrială, despre care probabil că sună lumea știe, dar se face în Republica Moldova. Dacă ar fi să luăm domeniul energetic, avem, pornind de la becuri LED care se produc în Republica Moldova și terminând cu acumulatoare, baterii de stocare, contoare smart care la fel se produc în Republica Moldova și, apropo, aceste contoare smart doar se exportă din Republica Moldova și nu se comercializează, spre exemplu, la moment. Poate ar fi oportun să ne cunoaștem inclusiv cei care au curajul în Republica Moldova să investească și să facă inovații. De aceea, nu doar producătorii sau cei care sunt implicați în domeniu și vor prezenta produsele propriu-zis în cadrul expoziției, dar am creat și o agendă foarte interesantă, o agendă care va asigura pe parcursul acestor 3 zile de expoziție mai multe panele de discuție, panele de discuție la care vor fi prezenți peste 60 de specialiști în diferite domenii, panele de discuții în, de exemplu, câteva tematici, inovații în domeniul dezvoltării durabile în Republica Moldova, responsabilitatea extinsă a producătorului, bune practici a economiei circulare, soluții pentru eficientizarea energetică a clădirilor, surse de energie regenerabilă, preepurarea apelor uzate și așa mai departe. Mesajul cu care venim noi este faptul că dacă lăsăm planeta Pământ pentru copiii și nepoții noștri un pic mai verde, depinde de acțiunile fiecărui din noi. Depinde de acțiunile noastre, a celor care organizăm, de modul în care se vor prezenta cei care sunt invitați, de faptul cum o să mediatizați dumneavoastră acest eveniment, de faptul cum o să încearcă să absoarbă și să prindă poate inclusiv curaj și alți oameni din Republica Moldova pentru a inova în domeniul dezvoltării durabile. Mersi mult! Continuând gândul doamnei Herța, vreau să atrag atenția că, de fapt, Ministerul Mediului, împreună cu partenerii de dezvoltare, pe perioada ultimilor luni a lucrat foarte intensiv la mai multe acte de politici și chiar recent am reușit să aprobăm Programul Național de Adaptare la Schimbări Climatice și în acel program sunt prevăzute destul de multe măsuri care pot fi preluate de către agenții economici. Mâine, în cadrul ședinței de guvern, planificăm să aprobăm încă un program care ține de Programul de Dezvoltare cu Emisii Reduse și la fel, pe anumite domenii de activitate economic sunt propuse un set de măsuri care țin nemijlocit de promovarea aspectelor verzi în activitatea economică.
Ceea ce ar însemna că în cadrul panelurilor de discuție despre care s-a vorbit, vor fi prezentate și aceste măsuri, așa că suntem foarte dornici să vedem persoane, agenții economici, persoane care au posibilități să atragă diaspora înapoi în Republica Moldova, ca aceasta să facă investiții anume pe domenii care țin nemijlocit de aspectele de dezvoltare economică pe de o parte, dar această dezvoltare economică să fie bazată pe elemente verzi, ecologice și de dezvoltare durabilă. La fel vreau să vă reamintesc că Ministerul Mediului a reușit să înregistreze la Agenția pentru Proprietăți Intelectuale logo-ul sau eticheta ecologică, eco-eticheta, și sperăm că deja în acest an se vor lansa mai multe companii care vor face față acelor criterii în baza instrucțiunilor care sunt prevăzute și vom avea deja în anul 2024 primele apeluri pentru a primi această etichetă ecologică, ca să putem susține agenții economici din Republica Moldova să-și promoveze afacerea, pe de o parte, sau produsul pe piața europeană și să facem acești pași de integrare pe aspectele economice tot mai repede și mai repede. La fel, Ministerul Mediului acum lucrează la un program nou, faza a doua a programului de suport pentru business-ul din Republica Moldova în procesele de trecere la economie verde circulară, așa că toate acele produse și toate acele inovații care vor fi prezentate în cazul acestei expoziții, grație suportului și programului Green City Lab și suportului oferit de către Moldexpo, noi vom avea posibilitate să le prezentăm practic. Vor fi posibil discuțiile dintre producători, consumatori sau cei care vor fi deschiși să le aplice, să le distribuie mai departe, ca să oferim acest spațiu de dezvoltare, acest spațiu de promovare mult mai larg. Așa cum a spus doamna Carolina, în realitate noi am avut o stagnare, această stagnare s-a dovedit la mai mulți factori care noi i-am depășit la momentul de față. Acum avem și o revitalizare în domeniul activităților economice și sincer sperăm că această expoziție va oferi va fi o trambulină mult mai mare ca să ofere elan pentru agenții economici ca să se implice, să înțeleagă care sunt beneficiile unei economii verzi și unei economii circulare, să arătăm exemple pentru alte companii și nemijlocite cetățenii Republicii Moldova, ce ar însemna aceste aspecte de protecția mediului, că sunt investiții, dar investițiile se recuperează și respectiv noi putem contribui toți împreună la protecția Republicii Moldova și nemijlocită a planetei Pământ. Mersi foarte mult! Noi suntem gata pentru... Da, doar aș vrea să adaug că inaugurarea acestei expoziții va avea loc pe data de 8 septembrie la ora 11 și cu mult drag așteptăm pe toți cei interesați în desfășurarea evenimentului să vină sau viziteze, să ia cunoștință cu programul. Deci 8-10 septembrie zilele de activitate și 8 data de 11 inaugurarea acestei. Mersi. Dacă sunt careva întrebări, noi cu plăcere răspundem. Mulțumim. Și noi vă mulțumim. Și vă așteptăm cu drag. Da. Apropo, în realitate vor fi foarte multe evenimente, așa că ca eveniment social, el este unul mare. Noi așteptăm participări active și sperăm că vom avea o deschidere pe viitor a agenților economice. Da, domnul. Ca propunere, pentru cumva discutăm cu Oficiul Național de Implementare a Proiectelor, așa încât să vină cu un mesaj către autoritățile publice locale, să fie prezente și participante, așa încât a prelua pentru proiectele următoare, care sunt lansate pentru prima dată în Republica Moldova, ca și abordare, așa încât la implementarea proiectelor în octombrie-noiembrie anul acesta, și cele care vor începe din 24 ianuarie să fie preluate deja aceste experiențe. Da.
Noi, de fapt, Oficiul Național de Implementare a Proiectelor de Mediu la fel va distribui toată informația respectivă. Noi, prin intermediul canalelor de comunicare direct cu autoritățile publice locale, la fel vom face această invitație pentru ca cei care au proiecte în implementare sau cei care planifică să realizeze anumite contracte care țin de sortarea deșeurilor, de plasarea panourilor solare sau trecerea la anumite activități de eficiență energetică, să poată participa nemijlocit reprezentanții autorităților sau reprezentanții antreprenorilor pentru a prelua bunele experiențe și, în primul rând, de a avea posibilitate să discute cu vânzătorii, producătorii, distribuitorii de aceste produse, să înțeleagă cum acestea funcționează, cum acestea pot fi instalate, care este randamentul, beneficiul acestor instalații. Deci toate aceste aspecte noi evident că le vom distribui și așteptăm ca să fie o deschidere din partea antreprenorilor din Republica Moldova de a participa la această expoziție, nu numai prin prezentarea produselor sale, dar și prin preluarea de experiențe. Mersi foarte mult! Merci.